Dragii noștri, bine ați venit la Clagemau TV. Refugiații sunt măcelăriți pe viu. Sute de refugiați africani, mai ales din Sudan, Etiopia și Eritrea, au fost victimele unui comerț criminal de organe în deșertul Sinai, după cum relatează un reportaj al CNN. Hamdi Al-Azazi, conducătorul egiptean al Organizației pentru Drepturile Omului, afirmă că medici lipsiți de scrupule cu gândul numai la profit călătoresc cu corturi de operații mobile și cu genți frigorifice sterile. Apoi își aleg victimele, le anesteziază și le extrag pe viu rinichii, ficatul și alte organe. După care, refugiații grav răniți sunt părăsiți, urmând să moară. Egiptul este declarat de Organizația Internațională a Sănătății ca și un nod în regiunea în ceea ce privește comerțul cu organe. După declarațiile beduinilor, care adesea sunt trăgători de sfort la aceste afaceri, prețul minim al unui organ este în jur de 20.000 de dolari. Asta înseamnă 14.800 de euro. Vă așteptăm din nou și vă mulțumim pentru atenție. La revedere!